O crimă împotriva umanității, scrie presa italiană după ce TAS l-a obligat pe Mutu să plătească peste 17 milioane de euro. Conducătorii fiorentinei încearcă să aranjeze o întâlnire Mutu Abramovici în vreme ce unele ziare anunță Mutu ar putea fi salvat de Juve. Românul a declarat astăzi că decizia este profund injustă și că ia în considerare orice inițiativă pentru a-și apăra drepturile. Această amendă este o crimă împotriva umanității, scrie site-ul Goal, după ce TAS l-a obligat pe Mutu să plătească peste 17 milioane de euro, daune de imagine pentru Chelsea, în urma scandalului consumului de cocaină. Adi Mutu ar putea fi salvat de Juventus Torino, scrie cotidianul italian La Repubblica, care susține că românul are din 2006 o înțelegere semnată cu Luciano Moggi, prin care fostul președinte de la Juve își asumă eventuale daune către Chelsea. Juventus l-a legitimat gratis pe Mutu după ce Chelsea l-a dat afară și l-a vândut pe 8 milioane de euro la Fiorentina. Șeful de la Firenze, Andrea Della Valle, vrea să intermedieze o întâlnire între Mutu și Roman Abramovici pentru a se ajuta.